Aviz amatorilor de plimbări prin centrul vechi, traficul auto va fi restricționat de mâine în mai multe zone din inima Bucureștiului, care vor fi transformate în zone pietonale. Proiectul Străzii Deschise se va derula în fiecare weekend până la toamnă. Nu văd cum se va circula, că deja este nenorocire. Deja este nenorocire. Mai sunt și pistele de biciclete. Cred că o să fie o înghesuială mare și nu știu cum o să ieșim din ea. Alți bucureșteni sunt perfect de acord cu ideea. E bine totuși că e mai liber, este aerul mai purificat. E o invitație exact la asta, da. Să iasă lumea la plimbare, da. Sperăm să fie o vreme bună. O să ajute, da, pentru purificare. Primarul general al capitalei le-a reamintit bucureștenilor și nu numai că de sâmbătă de la ora 11 vor exista 7 zone care vor deveni spații pietonale în weekend între șoseaua Chiselev și intersecția Căii Victoriei cu râul Dâmbovița. O inițiativă pentru aer curat, pentru mișcare și sănătate, dar și o ocazie pentru bucureșteni și pentru turiști să descopere sau să redescopere farmecul orașului, al vechilor clădiri și monumente bucureștene. A scris primarul general pe pagina sa de Facebook. Proiectul Străzi Deschise va fi derulat în fiecare weekend până pe 17 octombrie.